renumitul avocat Daniel Ionașcu, invitându-l pe apărătorul lui Nicușor Iordan la un cabinet de mediere. Doar că avocatul Anei Maria Preda nu și-a făcut prezența, deși invitația fusese formulată chiar de el. Avocatul lui Nicușor Iordan a plecat de fiecare dată de la mediator, la fel cum a ajuns, fără a soluționa în vreun fel problema. Ba chiar i s-ar fi înaintat propuneri cu sume de ordinul sutelor de mii de euro, ca să nu se mai ajungă la parchet. Plângerea penală a fost depusă, însă chiar și așa, până în toamnă e greu de crezut că se vor mișca lucrurile, întrucât a început perioada vacanțelor pentru magistrați. Viața a pus-o la grele încercări pe Ana Maria Preda, încă de când s-a născut. Dramele pe care le-a trăit i-au măcinat sufletul, iar acum, la 19 ani, încearcă să înceapă o nouă viață. A trăit într-o minciună toată viața, însă, ușor-ușor, a aflat tot adevărul, care va ieși cândva la iveală. Sunt convinsă că adevărul este întotdeauna la iveală. Sunt sigură că domnul avocat pe care eu le-am, respectiv domnul Daniel Ionașcu, este un om în care eu am foarte mare încredere. Este un om pe care eu mă bazez foarte mult și atunci am încredere atât în el cât și în Dumnezeu că lucrurile se vor rezolva și adevărul va ieși la iveală. Noi am început respectiv eu și partea cealaltă această mediere cu gândul cu un gând pozitiv, cu gândul de a da o nouă șansă, nu de a șantaja, nu pentru bani, nu pentru a ne mândri, să spunem așa, cu ceea ce se întâmplă, pentru că nu este un lucru de mândrie, este un lucru pe care nu îl doresc nimănui. Nu doresc de altfel nimănui să treacă prin ceea ce am trecut eu și mai ales tot ceea ce pot să-ți spun este că sunt foarte dezamăgită pentru că știu câtă dorință avea tatăl meu în sufletul lui ca eu să fiu bine în compania oamenilor în care el a avut încredere. Lucrurile acestea, cu toate, nu s-au întâmplat până la final, însă există justiție și acesta este cel mai important lucru. Da. Sunt convinsă că adevărul va ieși întotdeauna la iveală. Eu în toată această perioadă am avut inimă bună și am încercat să rezolv prin toate mijloacele, dar se pare că nu se poate ajunge la un numitor comun și atunci, cu siguranță, justiția își va face treaba așa cum trebuie făcut în general în astfel de cazuri. Calvarul s-a terminat pentru Ana Maria, au rămas însă rănile pe care le tratează cu ajutorul psihologilor. A plecat în Italia la mama ei, acolo unde va rămâne o perioadă, dar promite că se întoarce în țară când va începe procesul împotriva lui Nicușor Iordan, dar și ca să-și continue cariera muzicală. Mama mi-a fost întotdeauna aproape, chiar de când m-am născut, pentru că ea mi-a dat viață și a fost lângă mine întotdeauna. În momentul de față, da, sunt în Italia, alături de ea, alături de frățiorul meu Aurelian și de familia de aici. Nu voi rămâne definitiv aici, nu m-am gândit la acest lucru deocamdată, pentru că am o carieră de dus în România, am un nume de dus mai departe și anume numele de Preda și tot ceea ce îmi doresc este să-l fac mândru pe tatăl meu, dar să mă simt și eu bine făcând ceea ce îmi place. Am luat o mică pauză de liniște pentru că am nevoie, sunt într-o perioadă destul de grea a vieții mele în care încerc să mă regăsesc, mai ales că trec prin această vârstă nu tocmai matură, pentru că la 18 ani nu ești la un apogeu de maturitate, însă viața m-a făcut să fiu cât se poate de matură pentru această vârstă și mai ales tatăl meu, care m-a învățat să fiu puternică și luptătoare. Urmez în continuare ședințe la un domn psiholog de aici, am urmat și în România, pentru că, după cum ți-am spus, trec printr-o perioadă destul de grea, însă Dumnezeu mi este aproape, familia mi este aproape, de altfel și psihologul, pentru că când mă duc acolo mă regăsesc oarecum și mă ajută, pot eu să spun, destul de mult. Bineînțeles că am și eu momentele mele când plâng, când îmi aduc aminte de lucruri urâte, dar tot ce pot să-ți spun este că mă gândesc mereu când sunt tristă la tatăl meu, mă rog pe cât se poate de mult, iar atunci când
Nu mă mai regăsesc sub nicio formă, pentru că mai am și momente teclacași, ca orice om. Mă regăsesc și vorbesc foarte mult cu duhovnicul meu, respectiv Părintele Stares de la Mănăstirea Derveni. La aproape 3 ani de la moartea lui Aurelian Preda, Ana Maria îl visează pe cel care i-a fost ca un tată. S-a întâmplat să-l visez, m-a încurajat. Era destul de trist, dar mă privea zâmbind totuși cu lacrimi în ochi. Cu siguranță știe și vede tot și este acolo sus și mă susține, pentru că el și-a pus foarte mare bază în prietenii de lângă el, sau așa zis și prieteni. Însă tot ce pot să spun este că l-am visat încurajându-mă. Deși mama ei a fost tot timpul prezentă în viața Anei, pe patul de moarte, Aurelian Preda și-a încredințat fiica adoptivă celui pe care îl considera ca pe un frate, cântărețul Nicușor Iordan și surorii lui. De ce nu a menționat nimic despre mama naturală a Anei Maria, nimeni nu își explică. Testamentul va fi pe numele fiicei mele, pe Dana Maria Rosa. Supravegheată de sora mea, Temiștate Dorina, și va avea grijă de Nicușor Fiul Dan Claudiu până la 18 ani. Probabil că știe ce știa. Iar dacă eu mi-am îndeplinit această sarcină sau nu, poate spune, confirma sau infirma Ana. Da, vă vom ține la curentul proces, însă.